Comuna Albeni din Gorj a rămas brusc fără apă în plină caniculă. Chiar primarul ar fi cel care ar fi oprit robinetele pe motiv că s-a supărat pe consilierii locali care au lipsit de la 3 ședințe. Fără apă să ne chiar Dumnezeu, n-avem deloc. N-avem să punem nici la păsări. Că o fi de la primar, că nu o fi, treaba, dar consilierii nu face bine. Să-l lasă așa pe primar, că știe el ce are de făcut. Nu avem apă. Cine strică consilierii, nu știm ce o fi. Jocurile astea care le fac ei nu au dus decât să-i dubleze primarului voturile din mandatul care le-a avut în mandatul trecut. I le-a dublat în al doilea mandat. Prin atitudinea care au avut-o și în primul mandat. Nu vrea să vină să voteze, nu vrea să vină, că acum văzură că mai vin oameni și din cauza asta mai vine domnul Boroacă din când în când să mai duce și la televiziune, așa. Noroc avem cu o fântână, că avem o fântână care nu-i potabilă nici aia, cum nu e nici aia de la conductă, că nu o luăm ca potabil, dar bani cel puțin. Fătăm baie. Facem baie. Deși edilul a anunțat și pe Facebook că va opri apa și va stinge lumina satele comunei pe care o conduce pentru că aleșii locali nu participă la ședințele de consiliu local, în fața camerelor de filmat, primarul a susținut că nu știe ce s-a întâmplat și că nu el a închis apa. Oricine din comună ar putea să facă acest lucru. Sunt două facturi restante în sumă de aproximativ 20.000 de lei pentru curentul consumat la cele patru foraje. Eu am făcut un anunț pe Facebook că în cazul în care domnii consilieri nu vin la ședința de consiliu local să rectificăm bugetul local, printre care la rectificarea bugetului local era și majorarea prevederilor bugetare la capitolul 70 la alimentarea cu apă. Dacă oamenii din Comuna Albeni sunt de acord ca să organizeze zilele comunii, le voi organiza. Dacă oamenii din Comuna Albeni nu erau de acord să organizeze aceste zile ale comunii, nu le organizam. Și asta este problema domnilor consilieri. Poate oricine să meargă să oprească acolo apa? Da, la punctul de aprindere din statul Bolbocești, vă spuseți, nu este pentru prima dată, s-a mai întâmplat unde au mers persoane care au oprit de la punctul de unde se pornește și se opresc, se pornește și se oprește forajul de la Bolbocești. Poate intra oricine acolo să oprească pompa, să nu... Da, și dumneavoastră, dacă vreți. Păi și este normal să se întâmple asta? Nu este normal, dar în ziua de astăzi este normal orice. Situația a ajuns și la urechile prefectului județului Gorj. Acesta a anunțat că va trimite inspector de la Direcția de Sănătate Publică în control. Nu este normal, mai ales că, așa cum a spus dumneavoastră, este pandemie, iar pe această perioadă de pandemie, accesul la utilități al locatarilor este obligatoriu. Dumnealui se apără și spune că nu are apă potabilă, este doar menajeră. Este o situație și mai gravă în acest caz, pentru că în rețeaua de distribuție a apei poate exista doar apă tratată și clorinată. Și atunci riscă încă o verificare, altceva? Evident că da, eu nu am știut de situația asta, vă mulțumesc că mi-ați adus-o la cunoștință. În mod cer vor fi sesizate instituțiile abilitate și se vor lua măsurile legale. Dacă vor fi găsite nereguli și se va dovedi că primarul a oprit apa nejustificat, DSP ar putea aplica o amendă de până la 50.000 de lei.